avem din nou onoarea de a-l avea invitat pe domnul profesor Adrian Cioroianu. După cum știți, unii dintre dumneavoastră, este pentru a doua oară la colocviile municipiului Pitești. Și cred că prezența dumneavoastră în număr mare, ca și data trecută, de altfel, e un indicator al importanței acestei descinderi a domniei sale. Bun. Data trecută am făcut o prezentare biografică. Acum nu o să mai insist foarte mult, spun doar că e născut în 1967, lucru care mă interesează pentru că și eu sunt născut tot în 1967, dar cu două luni și jumătate mai încolo. Domnul Iesa e născut pe 5 ianuarie. A făcut studiile liceale la Craiova și ulterior facultatea de istorie la București între 1988 și 1993. A continuat cu studii postuniversitare de masterat și doctorat în Canada. A obținut doctoratul cu o teză intitulată Mitul, imaginea și cultul liderului în România comunistă. E foarte important titlul, pentru că oarecum dă seama de originalitatea domniei sale în câmpul cercetării metodologiei istorice. Deci accentul pus pe imagine. Ceea ce, mă rog, se reflectă și în faptul că e o prezență, precum bine știți, televizuală marcantă și constantă. Bun. Știți, cred că majoritatea știți că a avut o activitate publicistică intensă, deci a fost redactor la Dilema Veche, chiar și la Gazeta Sporturilor și la alte, a colaborat și la alte ziare și reviste, are emisiuni de televiziune, amintesc Ora de Istorie sau 5 minute de istorie. Pe lângă acestea a avut și o carieră diplomatică, deci a fost ministru în guvernul Tăriceanu între 2007, aprilie 2007, aprilie 2008. Și între 2015 și 2020 a fost ambasador al României pe lângă UNESCO la Paris. Această experiență i-a prilejuit scrierea acestei cărți, Frumoasă era, o vedeți acolo, Frumoasă era Sena pe sub florile mele, Notele unui ambasador român la Paris între Bataclan 15 și COVID-19. Cartea a apărut la editura Curtea Veche. Este unul dintre istoricii care, nu foarte, deși mai sunt, mă gândesc de pildă la domnul Neacu Giuvara, care reușesc să povestească istoria, să facă din istorie o poveste și în felul acesta ea devine mult mai atractivă, cred eu, pentru mulți și poate și chiar mai vie. Reușește acest lucru pentru că, așa cum se spune undeva în prezentarea de la începutul cărții, toate acestea pentru că în copilărie i-au plăcut poveștile. Mai întâi numai poveștile, apoi Guma de mesteca și poveștile, apoi romanele lui Jules Verne și poveștile, apoi benzile desenate și poveștile, apoi istoria și poveștile, apoi Marilyn Monroe și poveștile, apoi parfumurile și poveștile. Interesante preferințe. Eu o să insist asupra uneia, cea cu benzile desenate, pentru că eu cred că e relevantă pentru felul domniei sale, pentru felul domniei sale de a împina, să spunem, două medii de comunicare, cuvântul scris și televiziunea. După foarte mulți, ele sunt incompatibile, dar domnul Adrian Cioroianu reușește această performanță de a împina cele două medii, de a le face să conlucreze și cred că un mediator între cele două medii au fost chiar acele benzi desenate. Sunt convins că a început ca și mine, eu n-am rămas la asta, dar adică n-am devenit un pasionat, dar am fost un pasionat în copilărie, în special de revistele PIF și Rahan, care mai ajungeau și în România comunistă, unii dintre dumneavoastră le știți cu siguranță. A publicat mai multe cărți, una este cea mai frumoasă poveste, care probabil e transcrierea emisiunilor pe care le-a ținut ani de zile și le mai ține la televiziune. Nu putem evada din istoria noastră și altele. Bun, a publicat inclusiv cărți pentru copii și chiar un roman. Spuneam că această carte Frumoasă era Sena pe suflorile mele. De ce pe suflorile mele sale? Pentru că își făcuse în apartamentul la Paris un fel de jardinier. Bun. Deci ajunge undeva în octombrie la 2015 la Paris ca ambasador UNESCO. E un foarte mare pasionat de cărți.
spune la un moment dat că a trimis la finalul mandatului cam 700 de kilograme de cărți și reviste în România, cumpărate de la librările Anticariat, mi se pare că probabil Mona Lise, de acolo am mai cumpărat și eu, deci erau niște librării Anticariat unde puteai să-i, cum spune domnul Iasa, cărți mari la prețuri mici. Așa. Această carte e o carte despre Paris. O să spun și eu câteva cuvinte despre ea. Parisul e foarte frumos definit, de fapt, ca fiind o stare de spirit, o sărbătoare. Aici domnia sa se raportează de altfel la o carte celebră a lui Ernest Hemingway, Parisul era o sărbătoare sau sărbătoarea de fără sfârșit sau sărbătoarea de neuitat, a avut mai multe traduceri în limba română. Bun. Vă spuneam că are o relație specială cu imaginea. Într-adevăr, sunt și descrieri imagistice foarte frumoase ale anotimpului, ale toamnilor, în special ale străzii pariziene, strada pariziană, despre care mărturisește că este cel mai magnific spectacol al luminii dintre anumite piețe ale Parisului. Accentul cade în special pe scenele de viață. Multe capitole au chiar în titlu această sintagmă, scene de viață. Admirabilă domnia sa este că reușește să se detașeze de mediul diplomatic, pe care de altfel îl descrie foarte bine, cu simpozioane, întâlniri, mese, personaje, și să simtă pulsul străzii, să se detașeze, să empatizeze cu cei loviți de soartă, să intră în fel și fel de talciucuri, în colindă prin anticariate. Practic nu e numai un ambasador și sau numai un turist, e un om care chiar trăiește intens atmosfera pariziană într-o epocă nu foarte confortabilă. Deci în noiembrie 2015 au avut loc atentatele de la Bataclan care au marcat istoria Franței, a mai fost și povestea cu vestele galbene, iar în 2020 a urmat închiderea Franței din cauza epidemiei de COVID. Ce aș mai putea spune despre carte? În ce privește, cum să vă spun eu, ține de talentul autorului. Accentul cade pe amănunte relevante, unele picante, autorul are și foarte mult umor și ca și în emisiunea cu cea mai frumoasă poveste, în niciuna dintre aceste scene pe care le povestește, nu omite să extragă și o morală, morala poveștii noastre, cum spune acolo. Deci are o vocație de moralist, după părerea mea, datorată și formației sale pe cultura franceză, pe care o avea deja din țară, iar acolo și-a dezvoltat-o și și-a rafinat-o. Cartea ne dezvăluie atât atmosfera pariziană, diverse întâlniri cu oameni interesanți, dar ne dezvăluie ceva și despre omul Adrian Cioroianu, un om plin de curiozitate și foarte pasionat. Sunt și multe meditații. Ce să vă zic, e o carte, după părerea mea, fermecătoare și care se citește ușor, așa, cam în genul emisiunilor domniei sale. Deci este pur și simplu o lectură, după părerea mea, foarte... care îți lasă o stare de seninătate atunci când o citește și vorbește și despre lucruri nu foarte plăcute care s-au întâmplat în capitala Franței în acea perioadă. Da, aș reveni un pic la ideea de combinare armonioasă între mediul imagistic, televizual și discursul scris, care în cazul domniei sale reușește. Eu găsesc o cauză aici pasiunea pentru benzile desenate, pentru că ele ar putea media între cele două. Această carte, deci este clar că e tributară oarecum vocației de om de televiziune a domnului Cioroianu. Ai putea spune că este o carte fragmentară, chiar se cheamă Note, dar fragmentele sunt prinse într-un flux. Deci fragmentele se pot citi într-adevăr de sine stătător, sunt pur și simplu scene, nu neapărat legate unele de altele și totuși le simți pe toate ca făcând parte dintr-un flux, în care autorul descrie sărbătoarea de năutat, pentru care cred că oricine îl invidiază. Am fost și eu la Paris, probabil ați fost și mulți dintre dumneavoastră, dar cred că nici nu ne-am permis să stăm vreo 5 ani pe acolo, chiar mai bine de 5 ani.
Deci, închei cu spunând încă o dată că îl invidiez pentru experiența respectivă, în care spune că au acumulat un tezaur de bucurie pentru multă vreme, și îl invit pe domnul Adrian Ceroianu să ne vorbească, să rememoreze împreună cu noi amintirile pariziene și, la sfârșit, ca de obicei, un dialog nu numai despre Paris, despre ce doriți dumneavoastră, domnia sa e disponibil ca de obicei. Mulțumesc mult! Domnul Leonid Dragomir este foarte amabil, ca de obicei, și încep prin a-i mulțumi pentru din nou această invitație, din nou această moderare a întâlnirii cu dumneavoastră. După cum evident vă mulțumesc celor care sunteți aici, prezența dumneavoastră realmente e o plăcere pentru mine, pentru că în definitiv vreau să vă spun ceva. În România nu există autor care să trăiască din scris. Scriem cărțile din plăcerile noastre, nici Cărtărescu niciodată n-a trăit din scrisul cărților lui. A contat faptul că a fost profesor universitar. Și apropo de acest lucru, eu deplâng faptul că nu mai e profesor universitar, adică să pensionez la vârsta de 65 de ani nume cum ar fi Lucian Boia, profesorul de la istorie, sau Cărtărescu la litere, sau alții și alții. Mi se pare o pierdere a unor capacități. Dar în fine, vreau să vă spun cea mai mare, în condițiile acestea, cea mai mare plăcere a unui autor rămâne semnatul de autografe. Adică și întâlnirea de acest gen, cum avem noi, este sentimentul că nu scrii cărțile numai pentru tine. Și aici o să trec direct în subiect, pentru că în definitiv este o carte despre care vorbesc cu plăcere, pentru că la rândul cartea vorbește despre un moment frumos al vieții mele. Au fost 5 ani jumate în care, într-un fel, am fost într-o lungă vacanță, în care se îmbina un excelent plăcut cu un foarte plăcut util. Ceea ce făceam ca ambasador al României la UNESCO, și o să revin, am avut norocul unor ani foarte buni, am avut norocul unor dosare foarte bune, și practic în fiecare an România a înscris în acea perioadă pe lista UNESCO diverse piese din patrimoniul nostru, și o să revin la ele, pentru că, repet, doamnelor și domnilor, imaginați-vă că eu fac parte din acea generație de români educată până la nivel de liceu, sau mai bine spus până la nivelul primului an de facultate în vechiul regim. În momentul în care intram în facultate era anul 1988. Sigur că sunt multe lucruri pe care n-aș avea să le regret din acea perioadă, ca noi toți. Dar pe de altă parte n-am niciun motiv să mă rușina vreodată cu educația mea. E bine, imaginați-vă că în această educație a apărut ca un accident fericit al vieții mele o tânără și frumoasă profesoară de limbă franceză, care într-o școală obișnuită de cartier din Craiova, vă puteți da seama, suntem la mijlocul anilor 70, nu existau școli private, nu existau școli, era o școală de cartier, generală numărul 18, acum poartă numele Sfântului Dumitru, în fine, și în clasa a doua am început limba franceză. A cui a fost decizia, a cui n-a fost decizia, nu mă întrebați că nu știu, ce știu este că prima limbă străină pe care am început-o, limba franceză, la vârsta de 8 ani, nici nu mai, cred că aproape de 8 ani, vă dați seama. E bine, pentru mine limba franceză a fost din acel moment o fereastră spre lume, care îmi permite astăzi ca profesor de istorie să mă întreb ce Dumnezeu a fost în mintea regimului comunist, să dea o astfel de portiță sau o astfel de cheie unor oameni, știind că într-un fel sau altul asta te îndepărtează de cursul gândirii obligatorii. Deci, începând istoria în clasa, iertați-mă, începând franceza în clasa a doua limbă străină a fost rusa,
pe care am început-o, cred că în clasa 5-a, și ca să vă dați seama ce situație, într-un fel, mi se părea normală, pentru că nu înțelegeam. Dacă luam un 9 la franceză, nu mai vorbesc, cu 8 eram certat. Dacă luam 5 la rusă, se bucurau bunicii. Vorbesc foarte serios, nu mă certa nimeni. Nu mă certa nimeni. Dacă luam 5 la rusă sau 6 la rusă, bunicii mei percepeau asta ca un act de curaj din partea mea. La mine nu era niciun curaj, pur și simplu nu-mi plăcea de profesor, nu-mi plăcea de limbă, n-am nimic cu ea, e o limbă superbă, dar nu mi-a plăcut de profesor. Pe când la franceză o tânără profesoară, cred că de-abia se căsătorise, întâmplarea face fiul ei să fie, când eram ministru de externe, fiul ei mi-a fost subordonat la externe, intrase băiatul foarte bun și vă pot garanta că fără niciun fel de pilă, părinții lui, cum a spus, maică-sa profesoară de școală generală de franceză, până a ieșit la pensie. Tatăl din Craiova de acolo, ce putea să fie, tot profesor. Ei, și l-am avut pe băiatul lor subaltern la externe, ca să vedeți cum se întoarce viața. Și din acel moment, din clasa a doua, pentru mine limba franceză, cum vă spuneam, a fost practic o evadare din cotidian care îmi permitea să mai pui mâna pe o revistă, să mai pui mâna pe revistele de benzi desenate de care spunea și Leonid și care au marcat generația noastră și nu mă voi dezice niciodată. Banda desenată este o artă în sine. Bine, părinții mei, de exemplu, nici acum ei nu fac diferența când eu particip la congrese sau la adunări de bedefili. Există o asociație a bedefililor din România în care sunt membru cu onoare. Părinții mei nu înțeleg, îi spun, mă, dar voi tot cu desene animate vă ocupați? Evident că banda desenată nu e desen animat. Da, de regulă profesorul universitar le e jenă chiar și celor cărora le place banda desenată. Banda desenată e un univers fascinant, adică citești Biblia, citești pe Dostoievski, există Marcel Proust, Căutarea timpului pierdut există în niște ediții de bandă desenată uluitoare. Și ca frumusețe a graficii și, evident, nu mai vorbim de text, există în Franța istoria Franței în bandă desenată. Asta, evident, vă dați seama că practic atrage un copil de la o vârstă foarte fragedă, poate îl ține și ceva mai departe de televizor, poate îl ține și ceva mai departe de telefon sau de tablete și poate îl apropie și de istorie într-o oarecare măsură. Deci banda desenată pentru mine e un vehicul incredibil de care nu mă dezic, ca să nu vă mai spun următorul lucru. Gândiți-vă totuși ce înveți la orele de limbă franceză, că înveți limba oficială pe când citind banda desenată în acea vârstă de copilărie. Mai vedeai și câte o mică înjurătură de asta stradală, mai vedeai și niște formule uzuale la nivelul străzilor sau la nivelul tineretului, care de regulă românii nu le, sau mă rog, nimeni nu le învață în școală, pentru că există un limbaj popular, există un limbaj elevat și evident că noi la școală făceam o franceză pe cât corect, pe cât posibil de corectă, până într-acolo încât, cum inevitabil va reaminti domnul Dragomir, prima oportunitate de a studia în afară, în cazul meu, a fost tot legată de limba franceză. Imaginați-vă că terminam facultatea prin 93, după 5 ani de studii, 4 ani plus un an care s-a adăugat după Revoluție ca un fel de master, al 5-lea an, master, ok, și apare la București o distinsă profesoară venită de la École des Hautes Études en Sciences Sociales din Paris, să fac o școală francofonă, École des Hautes Études en Sciences Sociales, facultate, Universitatea din București, Université Libre din Bruxelles, Universitatea Quebec din Canada, 4 universități francofone, să ia studenți din Europa Centrală. Și într-adevăr, m-am înscris și eu și alți colegi de la noi, care cam toți vorbeam franceză. Apropo, eu n-am făcut engleză decât la nivel de liceu. Atunci m-am întâlnit cu engleza în clasa 11 și a 12. Bun, și ne-am înscris cu toții mai mulți colegi, cum v-am spus, tocmai terminasem facultatea, alții erau prin UZE, prin institute, eu rămăsesem, eram la începutul carierei, eram nici măcar asistent, eram preparator, preparator era gradul înainte de asistent. Și ne-am prezentat cu alți tineri din Bulgaria, cu tineri din Polonia și am făcut un an la București.
un fel de cursuri intensive, așa, în fiecare zi a săptămânii, 4-5 ore în fiecare zi, cu profesori veniți din toate universitățile astea, și la sfârșitul trebuia să pregătim, să predăm un proiect. Evident, în limba franceză. Eu am predat proiectul ăsta, care ulterior avea să-mi devină teză de doctorat, anume cultul personalității. Cultul personalității liderilor din regimurile comuniste, cu amprentă specială pe Nicolae Ceaușescu, cultul personalității lui Ceaușescu, pe care îl văd atât în filiera lui, hai să zicem, tradițională, pentru că a existat un fel de raportare la conducători, la noi, și înainte de Nicolae Ceaușescu, în cazul lui Carol al II-lea, în cazul lui Gheorghe Udej, nu similare, evident, dar există o rădăcină a raportării la autoritate. Și apropo, primele volume omagiale din istoria culturii române, să știți că apar la adresa unor mitropoliți. Adică în Biserica Ortodoxă, la împlinirea unui număr de ani, al unor înalți mitropoliți, cei din raza lui sau foștii discipoli de-ai lui îi dăruiau un volum. Sunt niște volume encomiastice foarte interesante. Foarte interesante. Și, sigur, pe urmă, discursul politic. Și m-am înscris cu această lucrare, care imediat a fost acceptată. Îmi pusesem interesul, citeam destul de mult, aveam surse destul de variate și a fost acceptată. Ca orice român, vreau să ajung la Paris. Ca orice român, mă gândeam că mă duc să-mi fac doctoratul la Paris. Și totul mergea uns. Avusesem rezultate bune în anul ăla. Toți vorbeam bine franceză, nu pot să spun că eram eu mai cu moți, dar era tema. Tema, trebuie să vă recunosc, în comunismul, suntem în 1995, comunismul era încă destul de comercial. Și imediat mă iau în primire cei de la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales din Paris. Era făcută, ce vă spune, luna mai, și trebuia să plecăm în septembrie, să plec la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Și mă ia deoparte o profesoară franțuzoică, care venise și ne ținea cursuri, mă ia deoparte, ce, Adrian, foarte bun, foarte bun proiectul tău, foarte bun, foarte bun. Vei găsi, cu siguranță vei găsi un coordonator foarte bun. De aceea am o sugestie, ce, vezi că spui tu la un moment dat raportul mase-conducător în teoria comunistă de la Marx la Ceaușescu. Ce, scoate-l pe Marx. Într-adevăr, aveam un titlu de capitol, care așa se chema. Raportul mase, liniuță, conducător în teoria regimurilor comuniste de la Marx la Nicolae Ceaușescu. Și zice, te rog, scoate-l pe Marx, n-are ce căuta Marx. Eu zic, doamnă, zic, e un titlu, zic, nici nu vorbesc de Marx. Dar zic, Ceaușescu a scris multe volume, zic, Ceaușescu are 32 de volume de opere. Zic, el vrea să fie și teoretician. Ori modelul teoreticianului, în primul rând, e Marx. În istoria gândirii comuniste, primul teoretician e Marx și Engels. Ceaușescu, scriind atât de mult, sau mă rog, semnând, nu mai contează, vrea și el să se înscrie în lista asta a teoreticienilor. Da, 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 așa e, dar nu, dar scoate pe Marx, că se poate înțelege greșit, că e legătură între Marx și Ceaușescu. Zic, nu, doamnă, nu înțelege nimeni. Zic, Ceaușescu spunea că e marxist. Zic, Marx nu e vinovat de Ceaușescu, dar Ceaușescu spunea că e marxist, adică eu învățam la filozofie marxism, cum se cheamă, nu, așa, materialist dialectic, marxism și așa, mă rog. Nu, te rog, ce, nu, te rog. Eu zic, am nelămurit, așa am rămas, mă gândeam, îl scozi, mare lucru, un titlu. Pe cuvântul meu, domnule, nici nu scriam de Marx. Nu aveam treabă cu Marx. Zic, îl scot, dar tot era nelămurit, așa, în fine, era decan la facultate, la noi, Zoe Petre. Persoană de cultură, profesoară de greci, istoria Greciei antice, francofonă, mergea la congrese, după 90 mergea la congrese în Franța, am auzit-o vorbind, cum să spun, vorbea franceza la nivel de bancuri și la nivel de orice, adică o educație, și mă duc, era decana facultății, vă dați seama.
Zic, doamna decan, zic, vreau și eu să discut ceva cu dumneavoastră. Uite, m-am întâlnit cu doamna Rosemary la Graf, mi-a spus, uite, așa și așa. Ce dragă, băi, ce te așteptai? Ce te așteptai? Ce nu știi cine sunt ăștia? Ce te duci acolo, pleci cu gândurile tale și te întorci cu gândurile lor? Că, păi zic, cum, de ce? Păi ce, doamna Rosemary Lagrave, lider de sindicat, și-a creat toată cariera în Franța ca lider de sindicat, Ecole des Hautes Études d'Enseignement Social, sunt toți profesori de stânga, ce nu o să poți să dai vina pe marxism? Tu trebuie să dai vina pe Ceaușescu. Păi zic, mă, frate, zic, ok, dar zic, doamnă, dar zic, Ceaușescu spunea că e marxist. Eu ce fac dacă ăsta spunea că e marxist? Eu ce să mă războiesc cu el? Să spun că Marx nu e vină? Dragă, dar ce te așteptai, dragă? Ce așa o să te duci acolo și te întorci cum vrei? Păi zic, și poate așa să insiste? Păi zice, nu poate, dar zice, dacă nu e de acord cu teza ta, nu te ia. Sau nu-ți recunoaște teza până la final. M-am gândit, eu zic, păi ce fac, mă, frate mea? E, în același timp, eu nici nu băgasem de seamă că teza mea fusese primită și în Canada. Care tot așa am spus, să rășea, da, da, Universitatea Laval din Canada, în comparație cu Ecole des Hautes Études d'Enseignement Social din Paris, nici nu m-am gândit vreo clipă. Da, cum să spun, după discuția asta zic, ia stai mă frate, vă dați seama, aveam și eu 20 ceva de ani, 20 și cât vine, 28 de ani, 95, păi la 28 de ani în Canada zic, mă, dar zic, da totuși Canada, ia să văd și eu Canada pe banii lor. Că apropo, bursa era bunicică. Doamnelor și domnilor, și ca să o scurtăm așa, am ajuns în Canada să-mi fac doctoratul. După ce m-am certat cu franțuzoaica aia, că dacă franțuzoaica nu zicea nimic, mă duceam și îmi făceam în Paris. A rămas așa într-un fel, bine, m-am îndrăgostit de Canada, evident, și mai ales de partea asta franceză, Quebecul, pe care l-am mai revăzut și îl revăd doar când cu mare drag. Și vă dați seama că a fost un doctorat. Oamenii ne-au primit și foarte amabil, dar ne-au spus, zice, dumneavoastră nu aveți masteratul. Cum vă înscrieți la doctorat? Păi cum? Nu că avem. Zice, nu. Zice, aveți 4 ani de facultate și 1 an, care nu știm ce înseamnă. 1 an nu poate să fie masterat. Veniți și faceți un masterat aici și începeți cu 1 an. Uite, vă recunoaștem 1 an, dar mai faceți 1 an. Drept care eu m-am dus să încep doctoratul și am început cu masterat, în fine. Asta a făcut ca să stau în Canada, iarăși o perioadă destul de frumoasă a vieții mele. Imaginați-vă că a durat din 95 până în 2002. 7 ani de zile în care anual, ca să primesc bursa, mă duceam un semestru în Canada, dar ca să nu mă dea afară de la Universitatea București, unde eram angajat, cum v-am spus, ca preparator ulterior asistent, trebuia să stau un semestru în țară. Și am stat călare pe avioanele astea dintre București și Montreal, astfel încât să iau bursa de acolo, care îmi permitea, ei îmi dădeau o bursă pe care eu o plăteam tot la universitatea lor, să ne înțelegem. Și pentru banii aia eram asistent la un profesor și le țineam ore de istorie a Europei de Est, unor studenți care nu prea cunoșteau, ca să fiu foarte deschis cu dumneavoastră. Iar eu cât am stat acolo ca doctorand, vreau să vă spun că m-am simțit ca peștele în apă. Apropo de educația cu care plecasem din țară. Deci n-am avut niciun moment în care să-mi fie vreodată jenă sau să nu înțeleg ceva. Deci eu știam istoria Canadei mai bine decât ei. Nu vorbesc de istoria Europei în care bâșbâiau. Erau, vorba aia, bărbați la 30 ceva de ani, diverse vârste de doctoranții, jucam cu ei ping-pong pe orice subiect, la orice profesor, grație școlii pe care am făcut-o. Deci vă spun foarte deschis, grație școlii pe care am făcut-o și profesorilor pe care i-am avut, colegilor buni pe care i-am avut. Eu n-am fost, să nu vă imaginați vreo clipă că eu aș fi fost primul din anul meu vreodată. Nu, am avut colegi cu note clar mai mari decât mine. În primul rând că eu nu mă duceam, dacă luam 9, eu nu mă duceam la mărire. Dar și acum am studenți și erau și atunci, care vreau să aibă 10 pe linie. Și într-adevăr, reușeau. Dacă iei 9, te duci în toamnă și îl convingi pe profesor să-ți dea 10. Eu n-am făcut-o, dar nu condamn pe cei care o fac. Și acum am profesori, am studenți, dacă eu le dau 8, vin la mărire. Dacă le dau 9, vin la mărire.
Și îi apreciez foarte bine, dacă sunt bun, le dau 10, că eu dau 10 cu plăcere. Ei, ori în condițiile astea vă spun și închid paranteza, cam tot ce mi s-a întâmplat ulterior, am luat doctoratul, sigur că a însemnat un pas important, asta mi-a permis să devin profesor la Universitatea București, n-am avut niciun fel de, cum să spun, în politică am intrat după ce mi-am susținut doctoratul, ca să fie foarte limpede, stau cu inima deschisă, poate să controleze oricine, orice, mi-am și publicat teza de altfel. Din nefericire am publicat-o doar în franceză. Apropo, Universitatea Laval, unde mi-am susținut teza, mi-a dat bani și am publicat-o. Au fost banii dați de Universitatea Laval să o publică în limba franceză, jumătate din tiraj au luat-o ei. Jumătate l-am dat și eu la prieten, l-am dat la, vă dați seama. Cartea, cum vă spuneam, a apărut, cred că în 2005 în ediție franceză și o să urmeze și o ediție română, dar vă dați seama, în ediție franceză teza mea are 270 de pagini, nici nu mai știu cât, în ediție română am ajuns la 600, că nu te oprești. Ca profesor de istorie, nu te oprești din scris. Dacă nu te hotărăști odată, hai domne, termină cartea, nu te mai oprești niciodată. Și în asta, vă rog să mă credeți că și acum mi-aduc aminte de lucruri de nu le-am scris, dar pe de altă parte te gândești, bă, ce o să facem? Stăm toată viața și scriem la o carte, că nici perfecționismul ăsta nu e foarte bun. Și așa se face, doamnelor și domnilor, că după o viață, hai să zicem, intelectuală sau dacă vreți o carieră construită în bună parte grație limbii franceze, prin luna martie anului 2015, mă uit la ceas să nu abuzez de dumneavoastră, prin luna martie mă trezesc un telefon, martie 2015. Claus Iohannis era președinte de 4 luni, fuseseră alegerile prin noiembrie-decembrie 2014. Mă trezesc cu un telefon foarte matinal la 8. Nu prea-ți sună telefonul la 8, între noi fie vorba, din fericire, na, se mai întâmplă să fie cazuri prin familie, dar de regulă nu prea te sună lumea chiar la 8. Ori eu, orele la care eu lucrez, sunt dimineața de la 7 la 10. Eu nu pot să scriu noaptea. Noaptea, orice vreți dumneavoastră, stăm de vorbă, glumim, râdem, nu mă pune să scriu, că nu, a doua zi când recitez nu-mi place nimic și iau totul de la cap. În schimb, dimineața eu lucrez admirabil. În fiecare zi de la Dumnezeu, în condiții, să zicem, normale, repet, nu când, eu știu, diverse lucruri ce se pot întâmpla, dar eu la 7 sunt cu ceaiul, e gata, radio merge, buletin de știri și eu lucrez, mă deconectez fără probleme, 3-4 ore când pot, și până la 12 pot să lucrez admirabil și mi-am făcut treaba. Și într-o astfel de dimineață, în martie 2015, sună telefonul la 8, un număr de fix, necunoscut, zi, mă, cine să fie? Până dimineața, bună dimineața, domnul Cioreanu, de la administrația prezidențială vă sunăm. Ce ați putea vorbi cu domnul consilier prezidențial Comănescu? Și eu zic, da, zic, sigur, vă rog. Lazar Comănescu era consilierul pe probleme de politică externă al președintelui nou ales Iohannis. Lazar Comănescu, care ulterior, cred că o vreme a fost și ministru de externe, ulterior a fost ambasador, așa cum e ambasador, cu siguranță e ambasador, dar, mă rog, putem verifica unde, că nu mai sunt la curent. Deci, ce faci, dragul Adrian? De mai era mamical, el avea și o complicitate oltenească într-un fel, Lazar Comănescu fiind de prin Vâlcea. Ce, dragă, tu știi cu ce se ocupă UNESCO? Eu zic, știu, zic, da, despre ce e vorba? Zic, știu, că mai am treabă cu ei. Apropo, eu eram decan la Facultatea de Istorie. În anul în care vă spun, eram decanul facultății de câțiva ani, începusem filmări cu 5 minute de istorie, decanatul la facultate mergea bine, chiar mă gândeam, zic, mă, mai candidez la un al doilea mandat, la decan, să zic că colegii mă simpatizau, studenții la fel. Ce, știi cu ce se ocupă UNESCO? Zic, știu. Ce, ai putea să reprezinți acolo România?
Dar zic, în ce sens? În ce sens? Zice, în sens de ambasador. Zice, ia gândește-te, mai vorbim. Deci, n-a durat mai mult decât v-am spus eu acum, 30-40 de secunde discuția, mai vorbim? Mai vorbim. Când spune cineva, mai vorbim. Ce înseamnă? Mai vorbim. În sensul că, dacă eu te-am sunat, te mai sun eu. Eu așa am înțeles. Au trecut câteva zile, au trecut câteva săptămâni, zic, mă, în fine, zic, eu știu ce s-o fi întâmplat. Zic, unde să sun înapoi? Ce să sun înapoi? Să întreb ce? Domne, m-a sunat domnul Comănescu, mai aveți vreo noutate? Nu puteam, evident. Și trece luna martie, trece luna aprilie, fiți atent, 30 aprilie 2015. Văd că acum, 30 aprilie, urma 1 mai. Și pusesem la cale cu niște prieteni de-ai mei, să mergem la Breaza, să facem un chef așa între băieți. Breaza e o localitate nu departe de București, înspre munte. Și Breaza, acolo avea un prieten nou casă. Zic, hai să mergem la Breaza. Și planificasem noi, trebuia să plecăm la ora 5 după amiază, spre Breaza. Faci vreo oră și puțin până acolo. Cum v-am spus, sfârșit de aprilie, 30 aprilie. Deja ziua era în creștere. La, cât să zic, nici 4:30, sună telefonul, iar zic, număr necunoscut, în fine, am răspuns. Ce, bună ziua, ce cu tare, sunt de la agenția, nu mai știu, de la Hot News, nu mai știu, ce, cum comentați numirea dumneavoastră ca ambasador la UNESCO? Eu zic, nu, mulțumesc, nu comentez, am zis eu, mulțumesc, nu comentez. Și am închis și am dat pe știri, unde am avut surpriza să văd că într-adevăr fusese renumiți de câteva minute, anunțați 15 ambasadori, 15 posturi. Evident, prima mea grijă a fost să-i sun pe ai mei. Zic, totuși ar fi elegant să afle de la mine, să nu afle de la televizor, cu rezerva faptului că eu aveam o convenție cu ai mei, să nu-i deranjez niciodată, cam între 2 și 7 așa, că ei aveau tabietul lor, se odihneau după amiază, dar zic, hai că acum îi trezesc, îi sun. Era 4:30, zic, să le dau o veste, zic, că pe urmă dacă află de la televizor, să miră de ce nu le-am spus. E bine, așa a început toată povestea, despre care am considerat că e de datoria mea să povestesc în această carte, pentru că să ne înțelegem, eu cred că e de datoria oricărui ambasador să spună ce Dumnezeu face pe acolo, pe unde e. Cu atât mai mult cu cât un ambasador, să știți că în bună parte eu am stat pe banii noastre acolo. Ai noștri, să zic așa, dar într-un fel vă dați seama că fiecare ambasador până la urmă e plătit de stat să reprezinte statul respectiv acolo. Și o face poate mai bine, o face mai rău, dar oricum ar face, eu cred că e corect la un astfel de sfârșit de mandat să prezinți cam ce s-a întâmplat în acest interval. Și despre asta este acest volum pe care l-am scris și dintr-un sentiment de datorie, dar și cu o mare plăcere. Pentru că, așa cum vă spuneam, eu totuși una rămâne una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții mele. Și stau să mă întreb până la urmă ce aș putea eu face încât să dau înapoi destinului ceva din bucuria și plăcerea acestor ani. Asta, vă dați seama, n-aveam 50 de ani când am fost numit. Să stai a 10-a parte din viață într-un oraș pe care îl iubești, nu e un lucru pe care să-l regreți. Ba chiar te gândești că e un cadou făcut de soartă așa ceva. Ca să nu vă spun cum iubeam acest oraș. Deci, realmente, eram unul dintre acei români, cum sunt convins că sunt mulți dintre dumneavoastră, care aveam atracția asta, nici nu știu cum să o traduc până la urmă, față de un oraș care mi-a plăcut de prima dată când l-am văzut. Și vreți să vă mai spun ceva? Știți că e primul oraș în care am ajuns? Uite, asta a fost șansa. În 93, când terminam facultatea, eram în anul final al facultății de istorie, eram membru într-o, toți colegii de la București, eram membri într-o, se chema International Students of History Association, ISHA, în engleză,
Și în fiecare an era un congres pe undeva prin Europa și ne trezim noi 93 invitați la tour pe Valea Loarei, în Franța. Avea loc Congresul European al ISHA. Și fără de bani, eram săraci în 93. Nu numai că nu eram salariat, dar nu le puteam cere alor mei și ai mei lucrau binișor. Dar nu le puteam cere, dați-și mie bani să stau o săptămână la Paris. Că era o sumă foarte mare pentru români. Ca să nu vă mai spun că am plecat cu conserve toți colegii care am plecat de la București, am plecat cu conserve în ranițe, în bagaje. Asta era 1993 și am ajuns, am plecat, parcă văd, cu trenul din București. Grup de prieteni, vă dați seama, odată a trecut, noaptea ajungem în Budapesta, n-am văzut nimic în afara gării și gara aia am văzut-o preț de 30-40 de minute, pentru că practic am schimbat un tren, am urcat în alt tren și pe urmă Austria, Germania sau Germania, ce e Austria? N-am mai trecut prin Austria, nici nu știu dacă am trecut prin Austria. În fine, am trecut prin Austria, Germania, Franța. Unde? Paris. Paris. N-am coborât toți așa, parcă eram cum este Neil Armstrong când coboară pe lună, așa. Toți ne venea să pipăim alea, la metrou, toate alea ni se păreau, le vedeam ce știam noi din poze și vedeam în realitate. E, fascinația asta evident că m-a urmărit. După 93, întâmplarea a făcut că am ajuns, sigur, în principal la diverse reuniuni sau conferințe sau... Erau ani în care francezii într-un fel descopereau, ei habar n-au avut de fapt ce țară francofonă era România. Habar n-au avut, deci atâta, cum să spun, proastă informare din partea francezilor în privința României, eu nu, și acum sunt uimit, când mi-aduc aminte cum veneau și erau uimiți că românii vorbesc franceză. Și noi încercam să le spunem, băi, e cam principala limbă pe care o vorbim. Și și acum când vin, nu vă spun, că acum sunt tentat să vorbească ei în engleză. Că e adevărat, nici românii nu mai știu, tineretul de azi nu mai știe franceza pe care o știam noi atunci. Băiatul meu, ca să vă dau un exemplu concret, eu nu știu ce voi face cu probabil o treime din cărțile din toată biblioteca mea, sunt cărți în limba franceză. Băiatul meu a abandonat de mult franceza, vorbește engleza, a studiat prin Anglia, nu are treabă cu franceza, i s-a părut grea, i s-a părut nefolositoare și probabil cărțile mele vor ajunge în o frumoasă bibliotecă pe la Facultatea de Istorie. Dar nu asta contează. Contează că francezii erau într-atât de uimiți că noi vorbim franceza, încât până în perioada în care am fost ambasador, am avut, dacă știi, atâtea surprize de la minus la plus. Deci să văd necunoaștere unde nu te-ai aștepta și surprinzător cunoaștere unde te-ai aștepta mai puțin. Deci, din punctul ăsta de vedere, povestesc și în carte unele detalii, pentru că, în definitiv, viața noastră din asta e făcută. Deci ajung, doamnelor și domnilor, ca să nu mai tragem de timp inutil, am ajuns în vară, m-am dus să văd ce și cum, să văd și unde Dumnezeu merg în septembrie. Înaintea mea fusese profesorul Nicolae Manălescu, ambasador. Mă sună o doamnă. Ce bună ziua, ce eu sunt secretara dumneavoastră. Zice, să ne spuneți ce facem, păstrăm apartamentul. Zic, ce apartament, doamnă? Ce apartamentul în care a stat domnul Manolescu, îl păstrăm, prelungim închirierea sau nu? Sau dacă vreți să-l mutați, dacă vreți să stați în altă zonă? Dar zic, ăsta în ce zonă e al domnului Manolescu? Mi-a spus, zic, doamnă, nu înțeleg nimic, zic, niște poze aveți cu el? Ce, n-avem poze cu el? Când ce n-a intrat nimeni, ce și domnul Manolescu a stat puțin. Păi zic, și cum facem? Păi ce, nu știu cum facem, să mă mai gândesc. Iar mă suna peste două zile, era vara. Eu zic, mă, ce are femeia asta? Zic, e grea de cap, ce se întâmplă? Că zic, prea mă suna la două zile să mă întrebe. Și până la urmă a prins curaj și zice, domnul ambasador, vreau să vă întreb un lucru. Vreți să mă schimbați sau nu? Veniți cu cineva sau nu? Zic, nu, doamnă, stați liniștită, zic, nu vin cu nimeni, vă păstrez, dacă ne înțelegem, vă păstrez și stăm liniștiți și lucrăm împreună. Nu contează că ați fost
secretara domnului Manolescu, zic, să fii sănătoasă. Ce, nu veniți cu nimeni? Zic, nu vin, doamnă, cu nimeni. Și zic, spuneți-i și șoferului, că zic, nu vin cu niciun șofer, să rămână și el. Deci oamenii, evident, din motivul ăsta mă sunau, că, mă rog, na, fiecare om se gândește, doi, ce fac, rămân, plec, vine cu cineva, are pe cineva. În fine, am rezolvat lucrurile astea și dintr-o dată a apărut și eu, am primit niște desene cu apartamentul respectiv, n-am prea înțeles eu, că vă dați seama. Trebuie să ai o, cât de cât o perspectivă așa de arhitect, dar în fine, mi-am dat seama pe unde e și m-am hotărât, în fine, hai să-l văd și eu pe la sfârșit de august. M-am dus absolut incognito, încă n-aveam pașaportul diplomatic, că urma să plec în septembrie, încă nu dăduse în scrisori de acreditare, nu nimic. M-am dus ca un turist, zic, hai să văd și eu unde e UNESCO, unde e apartamentul, n-aveam cheile la el, dar nu conta. M-am uitat și din afară, și înăuntru, în fine, ok, totul e în regulă. E, vreau să vă spun că totul a mers frumos, cum puteți bănui. Ministerul îți plătește 8 la plecarea oricărui ambasador. Ministerul îți plătește 8 cutii de DHL. Cutiile de DHL sunt, cât să zic eu, sunt destul de mari, adică hai să zic că cam o treime din pupitrul ăsta și destul de înalt, așa, în care spui haine, ce spui, na. Evident, mi-am luat cu mine de la cerceaf la costume, pături, că mergeam totuși într-un apartament necunoscut. E drept că am găsit acolo cerceaful, era din punctul ăsta de vedere mobilat apartamentul. Profesor Manolescu n-a apucat să se stea foarte mult. Dânsul stătuse într-un apartament, în altă parte, un apartament ceva mai mare, am înțeles. Doar că s-a întâmplat și a divorțat în ultimul an cât a stat acolo și dintr-un motiv sau altul s-a mutat aici, unde vă ziceam. Și un apartament cochet, nu foarte mare, cochet, foarte central, la etajul 5, al unei clădiri construite pe la 1840. Altfel solidă, totul ok, dar eu stăteam la etajul 5 și lucru care de fapt contează cel mai mult, imaginați-vă că îmi curgea Sena pe la picioare. Adică între clădire și Sena era o șosea carosabil și și cheiul Senei. Deci din cameră mă uitam să văd, mai trec vapoare, mai trec Batomuș, exact. N-a fost rău, adică 5 ani de zile să-ți treacă Sena pe la picioare așa, că m-am gândit, mă zic, hai să nu mă culc cu capul spre Sena, zic, să nu-mi stric feng shui-ul. Mai bine stau așa cu capul să văd Sena în față. Și un balcon ciudat, adică un balcon în stil franțuzesc, de-a lungul întregului apartament, și apartamentul meu era dispus pe lung așa, toate camerele, începând de la bucătărie, era bucătărie, sala de mese, era sufrageria și pe urmă 3 camere la rând, toate așa, și pe în afară un balcon frumos, un fier forjat, frumos, rezistent, avea loc cam un scaun sau două din ăstea, ca ale dumneavoastră, dar mai mici așa, și o măsuță. Relativ îngust, nu știu dacă avea un metru, cel mult un metru lățime, altfel foarte lung. Zic, ce fac? Zic, în fine, nu am rău de înălțime sau asta, dar parcă nu-ți vedea să stai pe scaun acolo sus, parcă era așa într-un fel de post de observație, nu știu cum să vă spun. Și zic, aia stai puțin. În septembrie am ajuns, a trecut toamna, că nu m-am gândit toamna. În luna februarie, unde crezi că eram în 2016? La marginea Parisului am găsit un magazin de ăsta cu articole de grădinărit și am luat jardiniere mari, jardiniere serioase, am umplut balconul ăla cu jardiniere și tot ce vă puteți imagina în materie de plante, pentru că mie îmi plac plantele. Asta eu am și la București, am și la părinți la Craiova. Am luat zmeură, am luat mur, am luat
toate plantele aromatice pe care le puteți bănui, de la busuioc, la cimbru, la ce vă puteți imagina. Am luat măr, am luat vișin, bananier, ortensii, pasiflora, o plantă care se urcă așa pe tot felul de... proprietarul apartamentului meu, în prima vară când a văzut, din prima vară, deci eu le-am, prin martie mi-am făcut grădinița acolo și deja din vară se vedea, în vară se vedea la etajul 5 ceva. A, nu vă spun că mi-am pus roșii. Am avut ceapă în ultimii ani, puneam ceapă. Praz nu. Și știți ce am prins cel mai greu? Dacă tot să vă dau... Dom'le, cel mai greu și cel mai greu știți ce se prinde? Da. Dom'le, n-aveți idee ce am pățit cu leuștean. Dom'le, vreo 4 ani m-am chinuit să prind leușteanul, evident că l-am prins înainte de a pleca, astfel încât l-am lăsat distinsei mele secretare, pe care am lăsat-o la Paris, că s-a căsătorit între timp. Cred că și la pensie, doamna, între timp. Dar femeia e foarte amabilă, ce lăsați-mi leușteanul, zic, vi-l las, zic, luați-l. Doar ce să prind să se amărâtă de el. În fine. Ei, proprietarul când a văzut grădina mea, zice, a, ce sunteți pasionat? Da. Ce, domne, am un lămâi. Și nu știu ce să fac cu el, nu știu. Păi zic, unde l-aveți? Păi cel în pivniță. Zic, țineți lămâi în pivniță? Da, că n-are cine să se ocupe. Păi zici, de unde l-ați luat? Ce, domne, nu l-am luat. Zice, când am fost într-o călătorie cu soția mea în Corsica, i-au plăcut ei niște lămâi și a pus în pământ niște semințe de la o lămâie. A, zic, bine, și zic, am de când, de recent, câte, ce nu, acum vreo 15-20 de ani, zic, cât? Și într-adevăr scoate din pivniță un amărât de lămâi, vă dați seama, ținut așa într-o lumină difuză, neîngrijit, plin de țepi, lămâiul pus din semințe, înflorește când și-aduce aminte. Nu e altoit, pus din semințe. Și l-am prevenit pe om, zic, domne, zic, am eu grijă de el, nicio problemă, dați-mi-l mie. Dar zic, să nu vă așteptați să înflorească imediat, că zic, e, nu e altoit, dar ce înseamnă altoire? E, zic, e greu. Zic, trebuie să fie altoit ca să rodească imediat. În fine, adevărul e că l-am făcut foarte frumos, dar cât am stat eu acolo, tot n-am florit, l-am lăsat omului, arăta onorabil, avea, cred că eu l-am estimat așa la 17-20 de ani, nici ei nu mai știu minte anul cu precizie, dar arăta destul de bine. Măslin, ce nu vreți să vă spun ce am avut pe... Și ăsta e motivul pentru care spun că frumoasă era Sena pe sub florile mele, pentru că efectiv balconul meu fiind plin de plante, Sena trecea într-un fel, vedeam Sena printre plante până într-acolo încât, imaginați-vă că dintr-una din camera de la extrema vestică a apartamentului, pe geam vedeam foarte bine turnul Eiffel. Ceea ce iarăși nu e rău să vezi turnul Eiffel pe geam. Bine, e și greu să nu vezi turnul Eiffel din Paris, dar mai ales dacă ești la etajul 5, îl cam vezi. Ei, ce să fac într-un an? Am găsit această plantă care se cheamă pasiflora. Apropo, o puteți găsi oricare dintre dumneavoastră. E o plantă fascinantă. E o plantă agățătoare și face niște flori ca niște ochi. Ca niște ochi așa deschiși. Durează o zi planta, floarea. Se închide, dar mă rog, apare alta. Dom'le, cum? Zorele. Nu zorele, doamnă, pasiflora. Țineți minte ce... A? Nici e, dar țineți minte, pasiflora, găsiți. Pasiflora cu 2 de S. A, lasă, care și tot felul de virtuți din... floare din frunză se te ajută să dormi noaptea, dacă vrei. Căutați pasiflora și atât arată de frumos, încât pusesem, i-a mers atât de bine, dar ce te faci că nu mai vedeam turnul Eiffel? Ce dramă, domnule, vă dați seama ce drame am trăit acolo, să stau în cameră, zic, băi, dar ce fac că nu mai văd turnul Eiffel? Vedeam un gard de pasiflora în florea săraca plantă, pentru că să știți că și plantele comunică cu oamenii și în florea aia a mers bine. Da, zic, ce fac? Nu mai mă cer cu ea, că zic, nu mai văd turnul Eiffel. A?
Da, nu să, ști, a, nu să știți că Parisul, din punctul ăsta de vedere, are două lucruri pe care, la care nu mă gândisem niciodată. În primul rând, iarna nu e dură. Toate plantele mele au stat pe balcon, niciodată nu le-am băgat în casă. Eu am lămâi și la Craiova, la părinți. Dar iarna îi bag în casă. Îi bag într-un fel de seră așa, de postită. La Paris totul rămânea pe balcon, nu mi-a înghețat niciodată nimic. Lămâiul poate să stea, să nu coboare 3 nopți consecutiv la minus 1, 2, 3 grade. Dacă are o noapte, nu e nicio problemă. Sunt nopți dure și în nordul Italiei, nu mor lămâii din asta. E, la Paris nu se punea problema să bag ceva în casă, iar al doilea lucru la care nu mă gândisem, nu există cutremure. Parisul are de toate de-a lungul istoriei lui, de la incendii la inundații sau orice, dar nu există cutremure. Și asta permitea clădirilor, bunoară cum eram eu, n-aveți idee cum era dușumea mea, care era din lemn. Podeaua mea era pusă pe bârne din lemn. Între etajul 5 și etajul 4, planșeul erau pe bârne din lemn. N-aveți idee cum era când ieșeai din lift. Evident, liftul nu fusese ab origine la în planul inițial al clădirii la 1840, evident că nu fusese liftul. Liftul fusese adăugat acum vreo 20-30 de ani, era adăugat prin afara clădirii, fusese spart așa ca un fel de coloană, adăugat prin afara clădirii. Mergea strună, dar când ajungeai la etajul 5 la mine, plașeul de lemn, nu numai că scârțea, dacă nu o luam spre camera mea, la un moment dat era și a plecat așa spre scară, plașeul ăsta de lemn, așa, ceea ce îți dădea o senzație, dar neavând cu tremure, nu se întâmpla nimic, auzeai scârțuit, și deasupra mea mai era, sub acoperișul de tablă zincată, mai era la etajul 6, da, mai erau câteva cămăruțe, și povestea asta durează de la sfârșitul secolului al XIX-lea, pe la 1880, de fapt, populația Parisului a crescut foarte mult și în paralel a apărut tabla galvanizată. Și de atunci, practic, clădirile Parisului nu mai au acoperișuri. Adică a mai apărut după 4 etaje sau după 5 a apărut al 6-lea și pe urmă s-a mai făcut o cușmă de tablă și au mai apărut niște cămăruțe care se închiriază la studenți sau poate foste camere de bone, mansarde de bone, au devenit camere de închiriat. Clădirea, deci eu stăteam la 5, nu era ultimul etaj, deasupra mea mai erau unii. Altfel, nu, în afară de scârțuitul podelei, mari legături cu vecinii care evident au fost foarte amabili. Vecinii știau că sunt ambasador, erau foarte ok. Proprietarul care mi-a închiriat avea 5 apartamente în clădire. Chiria pe care o plătea statul român numai pentru apartamentul meu era de 5.000 de euro pe lună. Și asta, cum să vă spun, credeți-mă că eram un apartament micuț. Una, două dormitoare, o cameră, un uscător pe care eu evident l-am făcut tot dormitor pentru prietenii care să vină în vizită, dar era uscător, sufragerie, dining și bucătărie. Euro? 5.000 de euro pe lună. Ori vă dați seama, atenție, încă o dată vă spun, în clădire erau și apartamente mai mari, de la 4 în jos erau mai mari apartamentele decât al meu. Omul avea 5 apartamente în clădire. Vecină cu mine era sora lui, o persoană admirabilă și cum să vă spun, sigur că nici eu nu făceam mari nebunii, că nu, în cea mai mare parte a timpului, vă dați seama, soția lucrând în București, în cea mai mare parte a timpului am fost singur și, mă rog, scriam vizite sau ăsta, dar nu era. Și dacă vă puteți imagina, de ce ajunsesem acolo, m-au primit foarte bine. Vine doamna care avea vreo 80 de ani, ce vrea să vă cerem permisiunea de seară, primim și noi niște prieteni, ce, și să nu vă deranjeze că o să punem puțină muzică. Zic, doamnă, zic, vă rog, dar nici nu se pune problema. Zic, bineînțeles.
Nici nu i-am auzit, vă rog să mă credeți, peste noapte nu i-am auzit. Erau două persoane de 80 de ani, dânsa și soțul, să ne înțelegem, noi erau adolescenții înfierbântați. Deci ăsta era nivelul de... Ei, ce n-am văzut în acea clădire? Țineți minte ce vă spun. 5 ani jumate, eu n-am văzut un copil. N-am auzit un râs de copil. Nu erau copii. Clădirea era plină de oameni bogați, dar oameni de o anumită vârstă, sau oameni singuri care trăiau cu un câine, vecini de palier cu mine, doi bărbați care trăiau cu un câine, dar n-am văzut copii. Singura care avea copil în toată clădirea, doar că nu era în zonă, în cum să spun, în raza mea vizuală, era consierja. Da. Consierj, e un personaj foarte interesant pentru genul ăsta de clădiri. Este o persoană, foarte mulți portughezi, veniți în anii 80, și care pentru faptul că salariul e mic, dar ți se dă o cămăruță sau două. E, în cazul meu, era o franțuzoaică căsătorită cu un portughez, el avea o firmă de instalații electrice, foarte de treabă și el și ea, și aveau într-adevăr doi copii și vreo 3 câini. Asta e o nebunie mare în Paris cu câinii, dar în fine, și la noi bănuiesc că recuperăm. În fine, dar erau singurii copii de care știam că uneori îi mai veneam când intram, camerele concierge erau chiar la intrare, așa, într-un fel de corp separat. Ea în fiecare dimineață pregătea tomberoanele, dar cum să spun, la ora 7 când ieșai, era curtea udată. Era udată curtea, totul curat. Ce făcea, cum făcea, cum dregea. Și ca să află după vreo 2 ani că avea toate cheile de la toate apartamentele. Într-o vară, eu plecam vara în concediu, vă dați seama, și mă sună, îmi cere permisiunea să intre la mine în apartament că s-a înfundat un burlan. Adevărul e, nu mi-au reproșat niciodată oamenii, dar adevărul este că probabil de la florile mele și de la florile mele și de la niște platani care erau pe trotuar în față și care ajungeau până sus, s-au umplut gura unde se aduna la burlan. N-a dat mult pe din afară, dar a dat cât să sară pe geam la cel de la etajul 4, care i-a spus consiergei, vezi că am o inundație de sus, ce nu e de la baie, e de la ploaie, că vara e relativ ploioasă. Și mi-a cerut permisiunea să intre, zic, da, poftiți, zic, se poate. Și cu ocazia asta am aflat și eu că, de fapt, ea avea cheile la toate apartamentele. Altfel, o persoană admirabilă și, cum să spun, genul de persoană la care te duceai dacă ți se ardea un bec, dacă ți se strica ceva. E, aventura mea a început în 2015, anul atentatelor. Doar ce ajunsesem, vă dați seama, în toamnă, vine luna noiembrie. Eu eram în faza aia de febrilitate pe care vă puteți imagina. Nu-mi venea să stau. Nu-mi venea să stau în cameră. Stăteam, dacă era până la 7, la 8, la 9, dacă veneam seara acasă, nu-mi venea să stau. Că se întâmpla să, de regulă, programul se termina la 4, deci eu la 4 puteam să plec liniștit. Da, mai aveai o recepție, mai aveai o invitație care începea la 6 sau la 7. Venea șoferul, mă lua, mergeam unde aveam treabă. Stăteai o oră, două, cât e de bon ton, la recepții nu trebuie să pleci primul, nici ultimul. După ce vezi că au ieșit vreo doi așa, cam toți se îngrămădesc și cam toată lumea pleacă odată. Scrii în cartea de onoare și ai plecat. E, ajungeam la 9 în cameră, obosit nu pot să spun că eram, foame nu pot să spun că merea, că veneai de unde veneai, tot beai un par de vin. Sau... Zic, ce să fac, ieșeam de nebun, că era lumină, că era întuneric, n-aveam stare. Și așa s-a întâmplat și în seara blestemată de 13 noiembrie, cum ar fi de azi în nicio săptămână, venisem acasă,
ce să fac, stăteam așa, parcă stăteam pe ghimp, zic, hai, în fine, era o seară cam întunecată, noiembrie, cum puteți bănui, nu era frig, frig, dar întuneric, oricum. Nouă, zic, hai să-mi pun de un ceai, dau drumul la televizor, a anunțat un meci. Ma, zic, ce meci? Franța-Germania. Oh, zic, Franța-Germania, meci de fotbal. Zic, grozav, hai, mi-am făcut eu un ceai, aveam niște alune, niște prostii. E, după primele minute, de fapt, mi-am dat seama că meciul era amical. Nu e același lucru pentru bărbații cărora le place fotbalul. E un meci interesant, dar dacă e amical, n-are o miză. Zic, în fine, am luat o carte, ce să vă spun, în living, unde aveam televizorul. Dom'le, vă imaginați că francezii n-au, cum se cheamă, ăstea, aveam niște lustre prin colțul camerelor. N-aveam lampadare, ăstea de atârnă, lustră, candelabru. Nu aveam lustre, cred că unde tavanul și între mine și șase era tot de lemn. Să nu vă imaginați că aveam aparat de aer condiționat. N-am avut aer condiționat cât am stat acolo. Nu că i-aș fi simțit nevoia, că nu. Dar vreau să spun, pe clădirile lor, ei nu șurățesc clădirile cu aparate de condiționat, cum apar de multe ori la noi, desfigurează clădirile. În fine, aveam tot felul de lustre prin colțurile camerelor, la lampadare, da, cum să spun, citeam ca în greu, adevărat că citeam ca în greu în living-ul ăsta seara. Și zic, hai mă să mă duc să mă odihnesc, se făcuse deja 10:30, meciul era... M-am dus în cameră, în dormitor. Acolo aveam lumină mai multă și citeam de regulă, dar n-aveam veioze, da, dar n-aveam televizor, că e mai bine să n-ai televizor în dormitor. E, bun, ca orice om normal. Nu știu când am stins lumina, să fie 11 și puțin. Dom'le, dar o ciudată senzație în seara aia de 13 noiembrie, parcă visam într-una un zgomot. Astfel încât până pe la 3 zic, bă, m-am trezit așa cu o senzație de neplăcere. Zic, ce se întâmplă? Într-adevăr, erau ăstea, poliție, salvări, ceva se auzea de afară, dar geamurile erau bine închise. Și zic, hai să mă duc să iau niște apă, eu nu dorm cu telefonul mobil. Nu dorm, uite așa am prins, de când am avut primul telefon mobil, niciodată n-am dormit cu el lângă mine. Și lăsasem în living, unde mă uitasem la meci, zic, hai să mă duc la baie să iau niște, mă duc la bucătărie să iau apă, când trec pe lângă telefon, îl văd de departe ecranul luminat. Îl iau, aveam 40 și ceva de apeluri, și mesaje cu zecile iar. Și mă, ce se întâmplă? Noaptea la ora 3. Ce om normal are 40 de apeluri? Deschid unul la nimereală, un coleg de la facultate, de la mine, colegul meu Bogdan Antoniu, ce, Adrian, ești bine? Zic, ce dracu, ce prostii sunt ăsta, mă gândeam eu. Ce, Adrian, ești bine? Iar deschid. Văd apeluri de la părinți, apeluri de la sorul meu, de la soție, mesaje, apeluri, zic, ce se întâmplă? Dau drumul la televizor, atentate, Bataclan, teroriștii împușcaseră niște copii într-o sală de spectacol la Bataclan, unii se aruncaseră în aer pe, chiar la stadionul unde avea meciul respectiv, se aruncaseră în aer, unii au împușcat pe terasele unor cafenele, domne nebunie, de la ora 3 n-am mai dormit deloc, o stare de asta de psihoză, ei erau disperați, nici nu știu, au murit 30, 40, nici nu știu câți oameni au murit în noaptea aia. Oribil, ceva de neimaginat. Stăteam, mă uitam la televizor, zic, mă, zic, s-a luminat așa cât de cât spre 8. Zic, hai să iau ziarele. Dar ce ziare să iau, unde să iau, în fine, mă uitam pustiu pe stradă. Hai zic, hai să mai stau puțin. În fine, pe la 9 și ceva mi-am făcut curaj. Strada cam pustie, am ieșit 14 noiembrie deja, sâmbătă dimineața, mă duc la chioșcul de ziare de lângă mine închis. Bă. În fine, mai era unul mai departe, zic, hai să mă duc disperat să iau un ziar, parcă așa, parcă n-auzisem, auzisem toată noaptea la televizor, la radio, dar așa e,
suntem noi calați până nu vezi, parcă până nu citești nu-ți vine să crezi. În fine, ce vreau să vă spun e că mă întorc și în lift când să urc, vecina mea, doamna, sora proprietarului, mă întreabă așa șoptit. Mă, fine, ați auzit, în fine, ce, unde vă faceți piața? Eu zic, n-am o piață preferată, că zic, nu. Ce, de acum mergeți cu mine? Zic, unde mergem? Ce, mergem în cartierul chinezesc. Zic, da, merg cu dumneavoastră, dar zic, de ce în cartierul chinezesc? Ce, pentru că acolo nu sunt arabi. Din acel moment, mie astăzi mi-e clar de ce Marine Le Pen are oricând 30% din voturi, fără să facă nimic. Extrema dreaptă franceză, în bună parte, să știți că este votată de oameni în vârstă, oameni francezi, vreau să spun, conservatori, și fără să facă mare lucru Marine Le Pen, adică să nu vă imaginați că e o politiciană spumoasă sau... E, astea sunt lucruri pe care, cum să spun, le găseai sau nu le găseai în discuția din presă. E drept că după anul ăsta, șocul ăsta teribil din noiembrie 2015, s-a mai liberalizat discursul și au început să vorbească mai pe șleau anumite lucruri reale. Înainte n-aveai voie să spui câți studenți sau câți elevi într-o clasă de liceu, nu puteai să spui că sunt 15 francezi de viță și sunt 15 veniți din familii din Maghreb. N-aveai voie să spui lucrul ăsta. După atentate, să știți că au început analize sociologice și au ajuns la concluzia că în interiorul acelorași clase de liceu, copiii vedeau diferit lucrurile. Rolul femeii în familie, rolul femeii în societate, rolul bărbatului, ce trebuie să facă, rolul religiei în aceleași clase de liceu. Și, în fine, vă dați seama că n-a fost o surpriză foarte bună. Mi-aduc aminte că a apărut președintele Holland, era François Holland președinte, în zilele alea de șoc, și a spus, zice, îi vom lăsa fără cetățenie franceză pe acești criminali, pe acești teroriști, care ăștia erau, să ne înțelegem, erau tineri născuți în Franța, din familii venite din, probabil, din spațiu arab. Dar ei erau născuți în Franța sau în Belgia. Ce, îi vom lăsa fără cetățenia franceză? Vreau să vă spun că nu s-a întâmplat. Pentru că Parlamentul a spus, frate, stai puțin, hai să-i judecăm, să-i condamnăm, dar nu le putem lua cetățenia, că se creează un precedent. Singurele state care au luat cetățenia au fost statele comuniste. Când plecai bunoară, dacă un român emigra în Germania, să știți că renunța la cetățenie, printre altele. Sau în America, sau în fine, renunțai la cetățenie. Statul român nu a acceptat dubla cetățenie. Și francezii au spus, nu, îi condamnăm, îi facem orice, dar nu le luăm cetățenia, că nu e... E, și vedeți, deci, câte povești. Și dați-mi voie să închei prin a vă spune că dacă, să zicem, coperta a fost anul 2015 cu atentatele astea blestemate, teroriste din Bataclan și așa mai departe, ultima copertă, când m-aș fi așteptat mai puțin și mă bucuram că... cum să spun, aflasem că într-un fel mandatul nostru s-a prelungit cu un an. Mandatul e de 4 ani, să ne înțelegem. Deci, numit fiind în aprilie 2015, teoretic, în toamna anului 2019, urma să se producă o schimbare. Venim în vară, în 2019, sunt zilele diplomației române, toată lumea a venit cu aceeași întrebare. Se întâlnesc la sfârșit de august, toți diplomații români, și consul și diplomați, și te întâlnești cu președintele, cu ministrul de externe, cu primul ministru, și toți am venit cu aceeași întrebare, domne, se produce schimbarea anul ăsta, nu se produce? Și ni s-a spus, nu se va produce nicio schimbare, stați fiecare la posturile voastre, organizam alegerile din 2019, vă aduc aminte că au fost alegeri prezidențiale, și organizăm alegerile din 2020. În 2020 au fost alegeri parlamentare. Stați, fiecare vă organizați alegerile și după alegeri atunci va fi schimbarea. Ceea ce, într-adevăr, eu am terminat în
luna decembrie a anului 2020. După consumarea alegerilor, la sfârșitul anului, problema a fost alta. După bucuria de a fi primit cu toții cei numiți în 2015, practic un an în plus, mă gândeam, zic, o, Doamne, ce an frumos o să fie, zic, mă mai bucur un an de Paris. A, nu vă mai zic, era 2020, se făceau 140 de ani de relații diplomatice între Franța și România, aveam programate tot felul de conferințe și la Paris, și la Bruxelles, la Strasburg. 140 de ani de relații diplomatice. În 1880 fusese numirea primilor ambasadori, unul român la Paris, unul francez la București. Toate bune și frumoase până când în ianuarie 2020 începe să se vorbească la radio. Așa, eu cum v-am spus, scriam și acolo tot dimineața, înainte de a pleca la birou, cu radio de scris, scriam, beam ceai, scriam, a, un virus, China, un virus, să vedem cum va reacționa Partidul Comunist la această provocare. Oare va fi pus în problema, în conducerea Partidului Comunist, va fi amenințată de acest virus care toată lumea, ok, mă, un virus undeva în China, ianuarie. În februarie, invitat la Bruxelles. Într-o vineri, mie mi-au lipsit, apropo, eu când am plecat din București în 2015, mi-am înghețat cursurile la facultate. Mi-am dat demisia din funcția de decan, că nu puteam să fiu și decan și ambasador. Și zic, mă, corecte să închid cursurile. Mi-am înghețat cursurile, pur și simplu. Toate cursurile de le aveam eu, le-am înghețat. Zic, le reiau când noi reveni, nici nu m-aș fi gândit în viața vieților mele că va fi vreodată posibil să faci cursurile de la distanță. Le-aș fi făcut din primul moment. Dar cine se gândea în 2015 că vom face cursurile prin internet? În fine. Online. Drept care, ce mi-a lipsit în anii ăștia, într-adevăr, a fost contactul cu studenții. Chiar dacă am ținut conferințe, m-am dus prin licee, m-am dus prin facultăți pe unde eram invitat. Dar una peste alta n-am avut o întâlnire, cum să spun, constantă cu tineretul. Ori să știți că pentru profesor e foarte important. Că adevărul e că noi profesori, eu cred că suntem și puțin vampiri energetici, că e foarte bine să trăiești printre tineri. Credeți-mă, e foarte bine să trăiești printre tineri. Și tinere, da. Și ceva din tinerețea asta a lor te mai contaminează și pe tine. Asta e una. Dar mai e un lucru, să știți că te trag cu picioarele pe pământ. Eu mi-am făcut cursurile și când eram ministru. La minister, toată lumea, maică nu se lipește de pereți când apare ministru. Domnule ministru, domnule ministru, domnule ministru. Nu există ceva care să spună ministru de externe și să nu se execute. Lucrează oamenii, dacă tu ai nevoie de un raport, până seara e gata. E, dar vezi că mă duceam și în facultate, chiar și când era ministru, îmi țineam cursurile și profesor. Pentru studenți nu era ministru. Pentru studenți eram domn profesor și te întreba aia, domn profesor, dar cum e aia? Și era bine că te ancora puțin așa în realitate. Bă, stai puțin. După ce toată ziua era excelență în sus, excelență în jos, mai venea unul și spunea, domn profesor. Și din punctul ăsta de vedere, chiar îmi lipsea întâlnirea cu profesorii și zicea, las că vine anul ăsta cu 140 de ani de relații, aveam niște invitații, plec în februarie la Bruxelles. Am stat joi, vineri, sâmbătă și duminică m-am întors. M-am întors răcit la Paris, dar așa o senzație neplăcută. În fine, le-am spus, luni m-am dus la birou, le-am spus la colegi, mă, zic, aveți grijă, că zic, stați și voi mai departe, așa că nu mă simt deloc bine, zic, mă, că am doroc în cap. În fine, în două, trei zile mi-a trecut. Și acum am o mirare, așa să mă întreb. O fi fost, n-o fi fost. Viroză, sigur. Bun, februarie. Fiți atenți. Mă trezesc o invitație de la clubul Rotary din Paris. Rotary din Paris. Din ce surse, cum o fi, nu contează. Într-adevăr, eu sunt rotarian în România. Sunt într-un club de ăsta Rotary și nu elitiz, Rotary
nu sunt masonerie, nu sunt nimic, un fel de, sunt oameni care fac ceva pentru binele comunității. Și mă trezesc cu o invitație de la Clubul Rotary din Paris să țin o conferință despre relațiile diplomatice franco-române. Da, eu am acceptat. Pe 11 martie. Bun, am pus în agendă, am cerut detalii, ce, cât, cum vorbim, unde are loc. A, ce la Hotel Meurice. Vreau să vă spun că a fost unul dintre cele mai plăcute momente ale vieții mele. Hotel Meurice este unul dintre cele mai importante hoteluri în sens, hai să zicem, politic ale Parisului, în sensul în care e pe Rue de Rivoli, e și foarte scump. Singurul președinte român de care am aflat că a stat acolo a fost Traian Băsescu. Președintele Iohannis, când venea, nu stătea acolo, stătea la un hotel foarte bun, evident, foarte bun, dar pe lângă Madeleine, foarte bun, dar nu avea... Meurice are ferestrele spre Jardin de Luxemburg, spre Jardin de Tuileries, spre Louvre. Te uiți, cum stăteam la mine în cămăruță să văd Sena, cine stă la Meurice, vede Jardin de Tuileries, vede Louvre, nu e rău. Bun, la parterre o sală de bal, în stil Madame de Pompadour, 12 mese, a câte 10 persoane, mese mari așa, a câte persoane rotunde, a câte 10 persoane. Nu intră nici mai mulți, nici mai puțini. 120 de oameni. Și acolo urma să țin conferința. A, zic, pă, Dumnezeule, mi-am făcut conferința, am exersat-o, trebuia să fie 35, să nu depășească 40, să ne înțelegem. Regia era următoarea, toată lumea se așeza la masă, eu stăteam cu conducerea Clubului Rotary Paris la o masă, invitați, oameni care își cumpărau meniu, așa, membrii rotarieni, luam aperitivul, beam un par de vin, luam aperitivul, urma felul principal. E, când venea cafeaua, îi vedeam pe băieții care apar cu cafele, eu trebuia să-mi părăsesc masa, să mă duc la pupitru și în timp ce distinsa audiență bea cafea sau ceai și urma să vină desertul, eu vorbeam cele 35, maximum 40 de minute. După care ei puneau întrebări și ne despărțeam prieteni. Asta era regia. Mi-au spus-o de la sfârșit de ianuarie. Primisem invitația, acceptasem, mă duc, cum v-am spus, la Bruxelles, mă întorc puțin așa, dar în fine mi-am revenit. În timpul ăsta, dimineață de dimineață, radio, virus, virusul care între timp a murit și un prim om în Franța, o primă victimă în Franța, mă, zic, ufi, mă gândeam, zic, frate, zic, ce s-o întâmplă, ce om face? De la ăștia nicio știre, de la organizatorii conferinței, zic, ce-o-i face? Zic, mă duc, nu mă duc. În fine, mai era vreo săptămână, mi-a încălcat pe inimă, că am zis că nu-i sun eu, dar zic, mă, ce fac, dai să știu și eu, pica într-o joi, 11 martie 2020. Zic, hai să știu ce fac. Pun mâna pe telefon, sun la președintele Clubului Rotary, zic, fiți amabil, zic, totul e în regulă, mergem conform planului stabilit. A, mei, ui, a, da, ce s-a întâmplat ceva? Nu, zic, m-am gândit, zic, cu povestea asta ce se vorbește cu virus. Nu. Purice, da. În fine, pe 11 martie, vreau să vă spun, totul frumos, luminat, candelabre, masă frumoasă. Nu stăteam cum stau eu cu domnul Dragomir. Stăteam mână în mână unul de altul. În jurul mesei rotunde. Vorbeam unul peste farfuria celuilalt. Cu vinul celuilalt. Vorbeam, râdeam. Am avut plăcerea ca una dintre mese să fie rezervată de români, ceea ce m-a tușat foarte mult. Una dintre cele 12 mese a fost rezervată de români. Pe unii cunoșteam, pe unii nu-i cunoșteam din cei 12, dar m-am simțit foarte bine. M-am dus și eu, am dat mâna cu ei, bineînțeles, la sfârșit am făcut poze, niște oameni admirabili, pe care nu-i știam înainte, nu i-am mai întâlnit de atunci, dar într-un fel le mulțumesc și în carte pentru faptul că m-am simțit bine, nu numai că erau 11 mese de francezi, dar era o masă la care erau oameni de afaceri, medici, ce-o fi fost români, care au vrut să participe la eveniment.
toate bune și frumoase. Conferința mea a ieșit cu poante, am făcut glume cu Ceaușescu, cu De Gaulle, cu tot ce vă puteți imagina. Totul bine, 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 bine. Toată lumea mulțumită, frumos. La sfârșit, după poze, după caramele, după cafeluri, după tot, cum se întâmplă de obicei, totdeauna mai sunt niște oameni care mai trag un pahar de vin și normal că și aveam și eu pot să-ți beau un pahar de vin, că înainte n-am de emoție, nu stătu să-ți beau vin, dar la sfârșit aș mai fi stat așa. Și vine un francez, zice, vreți să vă conduc acasă? Zic, da, îl cunoșteam. Zic, da, zic, hai, nu stăteam departe, dar zic, hai să-i dau omului posibilitatea. Mă ia cu mașina, mergem acasă la mine. Eu zic, v-am spus, cum stăteam singur, aveam casa mereu pregătită, zic, urcați la un vin. A, sunt cu mașina, da, ce un vin merge. Am parcat mașina, zic, hai să mergem la mine. Și mă desfac eu o sticlă de vin, dăm drumul la televizor. Dar vorbeam așa și el îmi spune, ce știți ce se vorbește în mediul nostru? Zic, așa, printre oamenii cu care eu lucrez. Ce, domnule, se spune că virusul ăsta e o chestie, da, în China acolo trebuie să lovească în bătrâni ca să nu mai să plătească pensiile. Eu zic, haideți, domnule, cum puteți crede așa ceva? Zic, astea sunt teoriile conspirației. Zic, cum, nu, nu, ce așa se vorbește în mediul nostru că ar fi așa un virus care să lovească în bătrâni. Zic, haideți, domnule, terminați-o cu prostia asta, zic. Nu cred așa ceva, zic. Spusă de un francez mie, cu gândul, bă, nu cumva e să lovească în pensionari. Eu zic, hai, domnule, terminați prostiile. Oameni buni, 11 martie, a doua zi, 12 martie, iese președintele Macron. Stimați conțiutățeni, vă rugăm pe cei care aveți părinți sau rude în etablisment, în aziluri, nu mai treceți o vreme pe la ei, nu-i mai vizitați. Există posibilitatea să duceți un virus care poate fi foarte agresiv cu bătrânii, nu mai vizitați o vreme pe bătrâni. EPAD se cheamă etablismentul ăsta pentru bătrâni. Nu vă mai duceți o vreme pe la ei, pe 12 martie. Pe 15 s-au închis terasele, pe 16 s-a închis Parisul într-o manieră în care eu nu mi l-aș fi imaginat niciodată. Deci dacă mi-ar fi spus cineva că voi vedea Parisul gol, aș fi spus, băie, nici într-un film. Zic, și un film, dacă ai vrea să-l filmezi, unde dai oamenii ăia în părți? Că zic, la orice oră din zi și din noapte, te aștepți Parisul să vezi oameni pe stradă. E bine, imaginați-vă, de la etajul 5 al apartamentului de care atât de mult v-am vorbit, au fost zile întregi în care mă uitam, parcă era peisaj lunar, gol. Și ajunsesem într-atât de nebuniți. Evident că ce s-a întâmplat în România a fost tot după modelul ăla, cu foaia, o foaie pe care o completai, la ce oră ai ieșit, scopul vizitei unde și îți luai angajamentul că într-o oră te întorci. Evident, completam foaia respectivă. Acum, ca să fiu sincer cu noastră, fiecare ambasador avea și un card. Ca un card, așa, pe care scria ambasador, scria, da, ca să faci ce? Îl arătai pe ăla ca să faci ce? Ca să fii șmecher în fața polițistului? N-aveai ce face. Adică vă imaginați cheiurile Sene închise, n-aveai voie să mergi parcurile Parisului închise. Nu mai vorbesc de librării, de buticării, de ăstea, de buchiniști, nimic, pustiu, 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 pustiu. Singurele deschise magazinele alimentare în care mergeam, până într-acolo încât ajunsesem, cum să spun, vedeai un om. Dom'le, pe de-o parte era bucuria că vedeai un om, dar pe de-altă parte să știți că simțeam parcă teama, vreau să trec pe trotuarul ălalt. Sau dacă nu trecea, mi-o trecea el. Mască, bineînțeles. Unde intrai, îți dădea cu un gel pe mâini. Când ajungeai și luai căruciorul în alimentară, prima dată scoteam un gel de ăla să dau pe... Dom'le, știți care era discuția? Deci nimeni, ca să vedeți cât de orbițe am fost, nimeni nu s-a întrebat, băi, dar de ce nu ne lăsați în parcuri? Să respirăm aer. Nu. Discuția era, virusul oare rămâne mai mult pe clanța de cupru sau pe plastic? Și se discuta serios, nu, cercetări spun că rămâne mai mult pe plastic. Ba, nu, unii spun că rămâne mai mult pe clanța de la intrare. Deci niște aberații de stătea mintea în loc.
Și fiecare dintre noi a căzut pradă acestui lucru, în cum se întâmplă că atunci când ai mai puțină nevoie, îți vin și surprizele. Imaginați-vă că mi s-a stricat o valvă de asta la chiuveta de la bucătărie și a început să picure pe acolo. Îi spun consiergei mele, care spune, nu-ți fac nicio problemă, a găsit imediat, a doua zi a venit un băiat, se făcea un fel de baltă cam la 4 ore așa, vreo 2 zile m-a deranjat, vă dați seama, dar era foarte bună podeaua bucătăriei, că n-a pătruns la ăla de jos. Da, la 4 ore eu trebuia să pun niște prosoape pe acolo să absorb. În fine, îi spun consiergei, da, cu masca pe gură, toți ca niște extraterestri și ce, da, vă trimit eu pe cineva. Îmi trimite un băiat. Evident, dacă l-aș mai vedea, nu l-aș mai recunoaște, pentru că și eu eram cu mască și el cu mască. El și cu mânuși în mână. Și a venit, i-am deschis ușa la intrare, dar am plecat, n-am stat lângă el, am plecat, l-am lăsat pe el în bucătărie, i-am arătat unde e bucătăria și eu n-am stat în camera de lângă, în ailaltă. Și vorbeam așa, el îmi spunea, dar ce, unde aveți scara? Zic, vedeți acolo în spate. Dar ce, unde e o cârpă? Ce, vedeți pe acolo? Și când a plecat el, evident, m-am dus, mă gândeam, zic, ce-o fi atins el pe aici? Și mă gândeam, ce-o fi... Da, lasă clanța de la intrare, dar mă gândeam în bucătărie. Zic, ce-o fi atins? Ia, dădeam, iar dădeam cu spray-uri, dădeam să omor... Da. Acum mi-e ușor să mă amuz, dar atunci am fost și eu ca și dumneavoastră convins, băi, e ceva serios. Nu, vă mai spun că evident că n-am venit în țară, s-a închis Franța pe 16 martie și am venit în vacanța în concediu în iulie, timp în care nici eu n-am mai venit în țară, nici cineva din țară n-a mai venit. Au fost avioane care au plecat, dar în locul meu ați fi plecat? Adică puteai să pleci și să-ți lași acolo colegii? Nu puteai. Adică e o chestie de onoare, e o chestie de cum să pleci să-i lași pe oameni. Și ia imaginați-vă, o vreme încă am mai mers la birou așa după ce s-a închis, toată lumea a fost nepregătită și ni s-a spus, ce, veniți la birou, dar nu veniți toți odată. Ne-am împărțit în 2 echipe. Când veneam eu cu secretara, când venea colegul meu adjunctul cu contabilul și care era și șoferul, o câlceală de asta, evident că nu s-a întâmplat nimic, dar ne mai duceam pe la birou pe acolo și îmi spune într-o dimineață șoferul cu mașina, ne povesteam viața, pentru că cu mașina făceam vreo 40 de minute, cu metrou făceam 20. Deci eram clar în avantaj dacă mergeam cu metrou, dar, mă rog, omul ăsta era, ce să-i spun omului dacă el era șofer, că nu era bolnav, că nu era în țară, evident că venea să mă ia și știam că fac mai mult cu mașina, da? Și îmi spune, repet, suntem în martie, îmi spune, ce, domnul ministru, să vedeți cum facem noi Paștele singuri. Eu zic, hai, domnule, numai copii aici, zici, cum să facem Paștele singuri? Nu, ce, am un sentiment că facem Paștele singuri. Și nevasta lui fiind tot în România. Eu zic, hai, domnule, numai cobiți, zic, mai e până la Paște, mai e o lună. Doamnelor și domnilor, vă aduc aminte că în 2020 Paștele a fost pe 19 aprilie. E, dacă mi-ar fi spus mie cineva că în această frumoasă experiență a mea de ambasador voi face și un Paște singur, oare aș fi crezut? N-aș fi crezut? L-am făcut? L-am făcut. Ce să fac? Ce să fac? Da, ce să fac? Unde să te duci? Șoferul meu a fost printre primii care s-au îmbolnăvit, că el locuia în ambasadă, au fost 7 s-au îmbolnăvit într-o zi. Au fost izolați, aduceți aminte cum era atunci. Izolați! Izolații! I-au pus pe toți în 2-3 camere acolo. Aiureli! Aiureli, dar asta a fost. Ce să fac? Zic, vine Paștele și... Apropo de surprize, asta a fost una dintre cele mai plăcute surprize de le-am avut. Nu că am făcut Paștele singur, dar fiți atenți discuția pe care am avut-o cu măcelarul. Paștele catolic fusese cu o săptămână înaintea noastră. Și deci pe 12 aprilie. Și evident, și ei închiși în... Apropo, aceleași probleme, aceleași discuții, li s-a spus să nu se ducă la biserică. Exact ca la noi. La fel și acolo. Nu vă duceți la biserică, pericole, contaminare.
Unii s-au dus, unii nu s-au dus. 12 aprilie, Paștele Catolic, 19 Paștele Ortodox. Marți, înainte de Paști, în săptămâna mare, mă duc la măcelar. Zic că de regulă așa făceam cu ei. Dacă vrei să iei o carne mai specială, te duci cu 2-3 zile și îi spui omului și el ți-o aduce. Deci poți să-i ceri cerb, dacă vrei urs, dacă vrei iepure, dacă vrei orice. Dar îi spui cu câteva zile înainte și îți face rost de orice. Vrei să mănânci plămân de urs? Credeți-mă că încearcă să-ți găsească plămân de urs. Nu era cazul ursului la mine, dar zic, hai să iau o pulpă de miel și niște coaste de miel. Zic, atât am mai descurcat să fac și eu. Zic, le ba la cuptor. Mă duc marți să-i spun. Zic, uite, așa și așa. Da, ăla foarte amabil, foarte vorbăreț, un bărbat. Serios, trăgea pe acolo cu niște cuțite. Zic, domne, o pulpă. Zic, o pulpă din spate, dar zic, nu foarte mare, să fie mai tânăr, așa. Și zic, niște coaste. Da, foarte bine, dar ce, nu v-ați sătura, n-ați mâncat destul? Zic, nu, că zic, eu am Paștele, zic, duminica viitoare. Păi cum? Cum aveți Paștele? Zic, da, zic, sunt român, zic, noi românii, zic, avem săptămâna viitoare, duminica viitoare. Păi ce, cum? Ce, eu știu că românii sunt latini. De ce n-aveți cu noi? Zic, da, domnule, zic, românii sunt latini, dar zic, noi suntem în tradiția bizantină. Foarte ok, dar am rămas profund impresionat de faptul că măcelarul, o măcelărie din apropierea halelor Parisului, mi-a spus foarte clar, păi cum, eu știu că românii sunt latini. Asta la capitolul surprize plăcute. Vă imaginez că am fost invitat în cel mai bun liceu din orașul Orléans, oraș regal, cel mai bun liceu al orașului. Invitat, era anul 2018, se făcea 100 de ani de la sfârșitul primului război mondial. Doamna consul a României a aranjat acolo, ăștia erau foarte deschiși să vină, m-a prezentat sigur și ca ambasador, dar și ca profesor universitar de istorie, da, să vină, m-au primit foarte amabil. Profesorul de istorie care m-a primit n-avea peste 40 de ani, un tânăr foarte spilcuit, foarte ok. M-a dus în fața clasei, era echivalentul unei clase cam a 10-a, clasa de liceu, la noi. Copiii foarte de treabă, nu vă mai spun că m-a luat la prima oră, la 8:30 eram în fața elevilor. Hai să le vorbesc, erau cerusem o harta Europei. România se vedea bine, ok, totul e în regulă, le prezint, eu zic, uite, în primul război mondial, cum am intrat în alianță, zic, cu Franța, cu Marea Britanie, tot ok. A? Bertlo, bineînțeles, Bertlo, aveam imagini, le puneam imaginile de pe laptop, totul ok, elevii foarte simpatici. Și la sfârșit, eu zic, hai să vă prezint acum, zic, uite, s-a format România Mare, după primul război mondial, uite, asta e România Mare, așa și așa și așa, e, zic, a crescut și numărul de minorități. Zic, uitați, avea minorități. Minoritatea, aici erau rusofoni, în Basarabia, erau vorbitori de limbă rusă. În Dobrogea aveam vorbitori de limbă bulgară. În Transilvania avem maghiari, avem germanii. Și zic, peste tot, zic, peste tot în România, zic, cam în toate zonele, este minoritatea romă, care și ei, zic, au limba lor, au limbajul lor. Zic, fiecare dintre minoritățile din România au limbile lor, vorbesc limbile, zic, problema statului român era cum să le protejezi și limbile, dar cum să și integrezi în statul român. La care profesorul ăsta, pe care eu îl credeam atât de brici, zice, da ce, romii nu vorbesc limba română? Zic, nu, zic, nu vorbesc limba română, zic, vorbesc o limbă care de fapt e cam indiană. Zic, e, probabil vine, e înrudită cu limba indiană. Zic, dar de ce e indiană el? Păi zic, romii, zic, nu vorbesc, dar nu vorbesc o limbă latină? Zic, nu, zic, limba română e o limbă latină.
Zic, limba vorbită de romii din România, zic, e o limbă pe care etnia o are. Nu știu dacă l-am lămurit cum e cu limba română și cum e cu romii. Da. Și era profesor la una dintre cele mai bune licee ale orașului. Ori m-am gândit, frate, dacă eu n-am reușit prea bine cu profesorul, zic, ce-o fi înțeles copiii? Dar poate copiii, neavând idee, poate că au reținut că fiecare minoritate are limba ei. Deci am avut și probleme de genul ăsta. Oameni buni, vă dați seama că fiind povești atât de frumoase, eu n-aș mai termina. Evident că vreau să intru într-un dialog și cu dumneavoastră. Nici nu știu cu ce să termin. A fost un an ciudat acesta 2020, până într-acolo încât, foarte deschis vă spun, când s-a terminat, aproape că am venit cu mare bucurie. Era în toamnă, bineînțeles, gură mare, șoferul meu. Șoferul mi-a spus prin septembrie, când am venit din vacanță, ce să vedeți că ne închid ăștia iar. Atunci, eu zic, hai domne, termină, domne, zic, numai cobel, zic, mai încetează, domne, cum poți să spui așa ceva? Nu, domnul ministru, am o senzație că ne închid ăștia iar. Și evident, în octombrie s-a închis iarăși povestea în 2020, până într-acolo încât, în momentul în care eu am plecat din Paris pe 20 decembrie, la ora 18 seara trebuia să fii în casă. Parizienii la 18 erau toți în apartamentul lui. La fel vă spun, bun, aveai un card, ce să faci cu el, ce să mergi, cine are plăcerea perversă de a merge singur așa printr-un oraș gol, evident că nu ai. Și întrucâtva asta mi-a mai domolit din nostalgia aia firească a plecării, că să fiu foarte deschis, parcă mi-a cam prisosit anul ăla, ba închis, ba deschis, ba cu toate gelurile alea care miroseau din ce în ce mai oribil, adică nu știu dacă ați observat, dar gelurile alea la început păreau a fi parfumate, după care toate miroseau chimic și lipicioase și parcă nu-ți mai ieșea din mână mirosul ăla, era ceva crâncen. Și hai să termin cu următoarea poveste, ca să terminăm așa pe o notă. La fiecare eveniment eu dădeam vin românesc, cadou. Am făcut sute de sticle anual de vin fetească neagră de la diversi producători. Cumpăram, evident, mai primeam și sponsorizări și făceam cadou, în primul rând, de Crăciun. De Crăciun inundam toți colegii pungă, o sticlă de vin, un magnet de frigider, am dat și CD-uri cu George Enescu. Ce aveam pe acolo? Ce aveam? Ce mai primeam? Și eu albume, cadou. Vecinii mei, apropo, doamna de lângă mine, de care m-am zis, fiecare Crăciun sticla de vin la ușe, la toți vecinii ăștia cu care lucram, cu care mă mai întâlneam și mai vorbeam, sticle de vin la ușe. Interesant e ce îți dădeau la schimb. Deci eu am dat an de an o sticlă de vin roșu și alte jucării, dar vinul era principal. Japonezii, an de an, la toată lumea, cadou era un calendar de perete cu poze ikebana, arta aranjării florilor. În fiecare an, domne, erau atât de frumoase acele aranjamente, încât nu-ți venea să rup la sfârșitul lunii. Erau splendide, îți venea, mă, ce fac, le înrămez, le păstrez, ceva. Elvețienii, ciocolată într-un an, într-un an o cutiuță cu 3 creioane, într-un an o pungă de sare, o punguță așa frumoasă cu sare, da? Nemții, caiete sau un creion cu un fel de ascuțitoare în cap așa, marca Herlitz, caiete frumoase, bloc notesuri, de la francezi vin, spaniolii vin, italienii vin, Republica Moldova vin, Malaga vin, Rusia, Polonia, Belarus, Ucraina și cred că mai erau, să mai nimereau ăștia ceva, Kazakhstan, ceva, vodka. Acum să vă spun un mare secret. Nu-mi place. Nu-mi place. Nu,
Niciodată nu mi-a plăcut. Nu că nu mă omor după băuturile, dar în genere, nici după whisky nu mă omor. Coniacul mi se pare mai, da, mai... Așa, mai... Ok, da. Dar vodka o strângeam, făcusem o... Aveam în living acolo, toată lumea râdea. Aveam o... Cum să vă spun? În living, cum se cheamă? Dulapul ăla în care ai vasele. Dulapul de vase, cu tacâmuri, armoar de la în film. Era plin de sticle de vodka. Cine vruia, îi mai și dădeam. Acasă în țară nu le-am adus, ce să mă transport din Paris cu vodka la București, ce Dumnezeu să fac cu ea? Dom'le, să strânseseră acolo sticle de vodka după, la sfârșit de an, la sfârșit de mandat, aveam sticle de vodka. E, mi-e rușine să vă spun ce s-a întâmplat cu acele sticle în perioada aia cât am stat închiși. Vă spun sincer că n-am mai lăsat în urma mea o sticlă. Da, s-au evaporat... În perioada aia, asta am făcut cu toții, dacă mergeai numai la alimentară, cumpărai mâncare și cumpărai băutură, vin. Mai cumpăram vin, dacă îmi vedeam, am descoperit, zic, stai puțin că se poate bea cu suc de roșii. Mi-a spus cineva ce, nu, ce ea încearcă cu cola. Da, în fine, nu. Dar cert e că s-au golit, zic, hai mă, ce să mai las după mine, ce să fac ele, le arunc la gunoi. Da, deci vedeți, pandemia asta ne-a dus în situații limită. Vă mulțumesc foarte mult!